Referitor la cerbul de aur, ați spus dumneavoastră că a fost, am reținut, sper că n-am reținut greșit, mi-ar plăcea să fi reținut greșit, că a fost un eveniment de maneliști, sper să fi reținut greșit. Mă refeream la modul de plată, la faptul că, fără număr, asta fără număr. A fost o metaforă. Probabil că dumneavoastră aveți un mercurial al artiștilor și atunci v-ați făcut o imagine despre cum sunt plătiți dânsii într-o parte, cum sunt în altă parte. Tot ce pot să vă spun este că, de asemenea, în ce privește cerbul de aur... Nu la meu, acest mercurial e public, să fim serioși. Acești artiști participă anual la evenimente plătite din bani publici. Primăriile care angajează sunt obligate să publice pe SEA plățile, deci sunt publice. Nu am eu un mercurial personal, doamnă. Domnul deputat, noi am publicat pe SEA toate procedurile și toate bugetele destinate, cele care au fost pentru servicii, pentru cerbul de aur. Am avut și scenotehnică și toate au urmat procedurile legale. În ce privește plata onorariilor, este cu totul și cu totul alt lucru. Dar pot să vă spun, să vă informez aici la comisie, că referitor la organizarea cerbului de aur, care pentru România este un eveniment foarte important, internațional, de renume, care a făcut o pauză de 9 ani și am fost extrem de încântați să revenim după o pauză de 9 ani și a fost un succes și din punct de vedere audiență și din punct de vedere participare, dar a fost primul an după o pauză de 9 ani și a fost anul centenar. Televiziunea Română a avut din partea Ministerului Culturii, domnul președinte știe pentru că este în Comitetul Interministerial, dacă nu greșesc, a beneficiat de o sumă, de un aport de 1 milion de euro de la Ministerul de Culturii dedicat centenarului, proiectului centenar. Este o parte din finanțarea cerbului de aur. Revin și vorbesc despre onorarii. Ele au fost, deciziile au fost luate... În urma negocierii au fost comisii de negociere, există procese verbale, comisiile numite, nu au fost numai din interiorul SRTV. În momentul în care am stabilit, nu am stabilit eu personal, pentru că nu mă pricep la așa ceva și nu era cazul, ci au fost profesioniști recunoscuți pe piață, au fost comisii mixte și din Radio România, Actualități, și de la alte radio. Mai pentru că sunt profesioniști recunoscuți pe piață, știm atât de bine cu toții ce onorarii iau de obicei. Care au stabilit? Cât privește onorariile, eu în acest moment nu pot nici să vă confirm, nici să vă infirm. Vă spun că nu sunt cele reale, cele pe care le-ați citit în presă. Și că ele reflectă exact această atitudine de a împroșca cu noroi în Televiziunea Română, că cheltuiește, cum ați spus dumneavoastră, și sunt de acord, fără număr, dacă ar fi să fie așa. Dar nu am făcut acest lucru, pentru că nu ne permitem, din punct de vedere legal, răspundem legal, domnul deputat, pentru orice decizie pe care o luăm. Și dacă dumneavoastră nu simțiți asta, noi care alocăm acești bani, credeți-mă că o simțim de câte ori vine Curtea de Conturi și trebuie să dăm răspunsuri foarte precise și Ministerul de Finanțe.